Bună seara, dragii mei! Sunt Tarotela încă o dată. Vă invit să urmăriți emisiunea Tarotela. Aplaudați! Care vrea! Înainte de a continua să spun ce mi-am propus să spun, acum vă rog să mă scuzați că întârzi cu zodiile. Am întârziat și luna trecută și luna aceasta. V-am spus, trec prin multe transformări în ultimile câteva luni de zile și fac eforturi. Eventual, cei care într-adevăr aveți sincere aprecieri față de mine, vă rog, susțineți-mă energetic să vin mai des în fața voastră și să fiu punctuală. Eu totuși sper în noiembrie să fie altfel atmosfera. Dar până atunci îngăduiți-mi această întârziere, iertați-mă dacă vreți și după această prezentare aș vrea să continui zodiile care au rămas nefăcute. Spuneam că acest mic video, sper să fie mic, data trecută intenționam tot mic să fie și a ajuns la 45 de minute, dar nu mi-a propus să vorbesc, să dau foarte multe detalii, pentru că mă gândesc că ar fi mai bine o sesiune de videoclipuri mai scurte, mai ușor de urmărit, care să explice ce curiozități are. Curiozități puțin spus, are o doamnă, poate că aveți mai mulți această curiozitate. Răspunsul este pentru Ecaterina Chitai, sper că am spus corect, care m-a întrebat ce se întâmplă când atragem mereu același tipar de persoane pe partea sentimentală, chiar dacă suntem conștienți că acest tipar este toxic. Apoi, aici cred că ceva din tastatura a scăpat, nu prea am înțeles mesajul următor, sper totuși să intuiesc ce vrea să spună. Dar acest spirit de dojenit a ajutat empatie nefondat uneori. Probabil că doamna se întreabă, deși avem acest tipar tot timpul în preajma noastră, nu ne dezvățăm unii dintre noi, dânsa și eu și poate și voi, de această dorință de a ajuta. Dorința de a ajuta mi se pare absolut normală și este binevenită. Dar trebuie limitată și până nu încerci, n-ai cum să vezi. Dacă persoana respectivă pe care o consider că este în ajutor, primește ajutorul tău. Și eu anul acesta am trecut prin niște experiențe, a nu știu câta oară, mă ofer să ajut necondiționat și nu se primește ajutor, nu este primit. Ce pot să zic? Spre deosebire de alți ani, mă trezesc și eu mai repede și dau seama, ok, vorbesc la pereți, n-are rost, nu văd de drumul meu. Acum, important este prima, mi se pare mult mai important, poate că ambele, dar totuși, în acest moment mi se pare mai importantă prima parte a întrebării. Ce se întâmplă când atragem același tipar de persoane pe partea sentimentală, chiar dacă suntem conștienți că acest tipar e toxic? În primul și în primul rând, dragii mei, suntem în secolul 21 și avem o grămadă de surse de informare în jurul nostru. Mi se pare absolut normal, chiar foarte, foarte necesar să ne studiem harta astrologică a noastră. În primul rând, ca să știm, apropo de partea sentimentală, ce tipare atragem, pentru că anumite case, anumite aspecte ne vor explica pendelete, ne vor da semnale. Și când întâlnim o anumită persoană și facem, și chiar dacă nu putem să facem sinastria înseamnă când se suprapun cele două hărți și vedem ce aspecte se creează între planetele noastre și planetele lor. Chiar dacă nu reușim să facem sinastria, că poate nu ai datele de naștere ale persoanei și de ora nașterii este și mai greu de aflat, dar intuiești ca experiența vieții că acel tipar se poate încadra într-o anumită secțiune a hărții tale natale. Și atunci semnalul este pentru tine, în primul rând, cum poți să vindeci, pentru că vorbim de niște tipare toxice. Asta spun că este foarte important să-ți cunoști harta natală. Că vorbim de relații sentimentale, pentru toți este foarte important Venus. Și casa șaptea și felul în care se prezintă în harta natală, acest Venus și această casa a șaptea, eventual și a cincea,
amorurilor de scurtă durată sau a, știu, chiar și a 12-a, a iubirilor secrete. Sunt mai multe case. A 8-a, sexualității. Dacă știm ce aspecte avem, nu musai că anticipăm. Nu mai este ceva nou. Îți dai seama, nu vreau să deveniți nici dependenți de astrologie, nici de tarot, dar trebuie să fii conștient de ce vibrații ai. Trebuie să fii conștient. Și din acest motiv vă îndemn să vă studiați harta astrologică. Există programe. Dacă nu vă permiteți un astrolog, și sunt astrologi și astrologi, unii poate prea fixați pe partea astrologică și mai puțin pe psihologie, mai inflexibil. Pentru că orice hartă trebuie interpretată și în funcție de personajul din fața ta. Pentru asta trebuie o legătură un picuț mai bine legată între astrolog și client. Și iar repet, am eu așa tendința aceasta de a repeta anumite lucruri. Trebuie o hartă natală. Acolo aflați, în primul rând, ascendentul, dacă vă cunoașteți ora, cât mai exact. Cu cât, dacă nu e exact, e acceptabil și aproximativ, ora aproximativă. Măcar știți cam pe unde sunteți. Acum, nu doar ascendentul. Ascendentul determină casele. Planetele iar sunt foarte importante. Dau exemplu. Am zis, Venus este foarte important. Luna, Marte, Pluto, Saturn, Uranus. Și de ce le spun pe acestea mari? Pentru că acestea vin cu vibrație negativă. Da, există și o latură pozitivă în fiecare planetă. De-aia spun, repet de câte ori pot, este foarte important să studiezi harta natală, pentru că dacă vrei să vindeci, trebuie să știi ce ai, nu? Dacă vrei să evoluezi, să depășești niște clișee, niște tipare, trebuie să știi în ce tipare te încadrezi, ce ai ales să manifesti în această viață. Și sunt multe lucruri pe care încă neștiindu-le nu le poți manifesta. Unde vreau să ajung? De exemplu, eu, acum niște zeci de ani, da? 20 ceva de ani, când mi-am studiat harta astrologică, am rămas foarte uimită, aflând despre niște planete că mi-ar putea crea niște potențiale negative sau pozitive. Și atunci eu am ales, din ceea ce știam despre Marte, de exemplu, sau despre Lună, sau despre Nodul Nord, să manifest fiecare aspect pozitiv în timp. Evident că nu le poți manifesta pe toate deodată, în timp, pe rând. Și având în minte acest plan, știi că ai trecut de o etapă și urmează următoarea. De exemplu, la Nodul Nord, la misiunea în viață, mai am câteva, două de bifat, pozitive. Pe celelalte, în principiu, le-am bifat. Și mai sunt alte chestiuni care țin de apariția în public, lucruri pe care nu le credeam posibile la acea vârstă. Iar nu doar apariția în public, cât calitățile mele de pedagog, pentru că sunt profesor și am descoperit că îmi place. Inițial nu voiam, n-am vrut să fac pedagogie în facultate, dar când viața m-a pus în față acestei necesități, a fost o necesitate atunci de a preda, am descoperit că într-adevăr îmi place și nu doar că îmi place, în principiu și copiilor, elevilor le-a plăcut și nu doar atât, am avut și rezultate. Cu alte cuvinte, acel aspect, deși a fost ocolit, a ajuns să-mi placă și să participe la dezvoltarea mea pozitivă. Spuneam de Venus, spuneam de Nodul Nord, spuneam de Marte și de casa a 7-a a relațiilor, și de casa a 8-a a sexualității, și de casa a 5-a a aventurilor, a distracțiilor și de multe alte case. Dacă voi știți ce aveți, în principiu știți cum să lucrează. Dacă știți că aveți tendința de a juca banii a pierde banii sau a câștiga la jocuri,
Dar conștientizați că nu este o chestiune sănătoasă, este evident o tendință toxică, veți încerca să vă rețineți. Dacă dau un exemplu, un alt exemplu, dacă știți că aveți, de exemplu, cum am eu, lună cu Uranus, o poziție foarte dificilă, mai ales în casa a patra. Nu comentez acum. Poate că nu o să fac un video pentru lună sau pentru aspectele cu lună să intru în detalii. Că mai sunteți și alții care aveți această combinație. Știind că am această combinație, am primit unele evenimente intense, dramatice, legate de casă, de familie, un pic mai calmă. Un pic mai calmă. Dacă aveți lună cu Pluto, wow. Știți că aveți tendințe obsesive, obsedante. Că atrageți oameni cu probleme emoționale. Asta pentru că aveți și voi ceva de vindecat. Iar Venus, că vorbeam de Venus, planeta iubirii, dacă este într-un aspect discordant cu Pluto, care aduce suferință, cu Saturn, care aduce restricții, cu Uranus, care aduce rupturi, întâlniri neașteptate și separări neașteptate. Păi știți că face parte din programul vostru. Și cum ești din tipar? Cu multă muncă personală. Și poate anumite lucruri nu le vom rezolva niciodată așa cum poate am vrea să nu mai avem de-a face cu acel tipar, dar îl vom vedea dintr-o altă perspectivă, mai înțeleaptă. Atât timp cât noi, cât voi, vă vindecați de traume, de anumite chestiuni care trebuie să rezolvate în plan personal și relațiile care vin vor fi privite altfel. Zic eu că e logic. Și bănuiesc că și doamna, după cum a formulat întrebarea, sunt convinsă că are logică și deschidere către creștere. Și atunci, dacă tot vin, și la ea, ca și la mine, ca și la alte persoane, mai ales empatice, mai ales doritoare de a schimba lumea în bine, reacționez un pic altfel la fiecare experiență. Chiar dacă este dureroasă, chiar dacă este toxică. Dar simți mai repede că e toxic, te eliberezi mai repede de ce este toxic și eventual, cea mai bună parte este găsești soluții pentru persoana respectivă de eliberare de toxicitate. Dacă vrea, evident. Dacă nu vrea, nu vrea. Asta e. Încerc să beau o cafea ca să continui totuși prezentarea cu... Nu prezentarea, să continui. Ia, uite, a rămas căpuță. Cu zodiile. Poate scorpionul, săgetătorul, eu știu ce mai fac. Da. Deci despre asta era vorba. Ce se întâmplă? Păi, ce să se întâmple? Le atragi pentru că fac parte din proiectul tău de viață pe acest pământ. Da, la final mă întreabă, au legătură cu viața anterioară? Evident, dacă credeți în viața anterioară, cu siguranță că au legătură. Și le vezi prin legăturile cu Pluto, legăturile cu casa 8-a, cu casa 4-a, cu casa 12-a, cu Saturn, iar, care înseamnă karmă, cu nodul nord și nodul sud al lunii. Așadar, când știi în principiu cam care e treaba, știi și să te ferești. Și se mai întâmplă uneori să nu reușești, să pici, să te prindă tentația oarecum pe picior greșit, poate mai obosită și atunci să te afecteze întâlnirea respectivă, toxică, evident. Vorbim de relații toxice, karmice. Și sufletele, și flăcările gemene au o etapă foarte toxică, care este chemată la vindecare. Dacă nu se poate vindeca persoana respectivă, flacăra care este mai evoluată trebuie să-și vadă de drum pentru că are misiune publică. Acum, am mai spus și în videoclipul cu relații karmice, flăcări gemene și suflete perechi. Așa, pe scurt. Asta e. Cum spunea o mare astrolog, acum, cred că era Nostradamus, dacă nu greșesc, când am făcut un curs de astrologie, am reținut acel citat de atunci, din Evul Mediu, spune. Ce bine ar fi ca fiecare școală să aibă câteva cursuri, cât timp variază, dar câteva cursuri măcar de astrologie. Este foarte necesară. Nu să depinzi de ea, dar
Pentru că văd că acum deja mass media devine obsedată de toate evenimentele, Mercur retrograd, aia. Tu, e bine să știi, dar nici să intri în panică. Vai, Mercur retrograd. Da, conștientizezi. Sau eclipse, sau conștientizezi, dar dacă te lași atât de imprimat de informațiile lor, iar nu este bine. Plus că de ce e bine să-ți cunoști harta natală? Pentru că iar în mass media se găsesc destule informații care vă dezinformează. Informații care dezinformează. Cam așa se practică mass media. Foarte puține ne aduc adevărul pe tavă. Pentru adevăr trebuie să căutăm, să forăm singuri. Dar citești o revistă de astrologie sau un comentariu, nu știu pe unde, despre zodia din care faci parte și să simți că nu te reprezintă. Sau să ai impresie, dau un exemplu, despre zodia peșilor. Vai, că sunt oameni slabi, că sunt toxici, că beau, fumează, se prea curvesc. În fine, nu toți sunt așa, da? Sunt oameni în zodia peșilor foarte puternici. Despre zodia leului, că e conducător. Și sunt atâția oameni în zodia leului care ceva s-a oprit. Nu știu de ce s-a oprit. În fine, sper să se aud.